Campania Informare acasă, siguranță în lume se va derula în două etape. Prima etapă, respectiv lunile mai-iunie, dedicată tinerilor, tineri care doresc să studieze, să călătorească sau să muncească în străinătate, iar cea de-a doua etapă, dedicată adulților, se va desfășura în perioada septembrie-octombrie, în special pentru cei care doresc să muncească sezonieri în agricultură, în diferite servicii. Prima etapă, am primit sprijinul pe lângă ministerele de resort, un sprijin considerabil din partea Ministerului Educației, prin intermediul inspectoratelor școlar județene din fiecare județ, în vederea mobilizării tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, consiliilor elevilor, reprezentanților studenților, directorilor de instituții de învățământ, dar și ai părinților și ai sindicatelor. Ne propunem să ajungem în fiecare județ și să aducem la cunoștință tot ceea ce statul român are proiecte în derulare și sunt foarte multe, pentru ca românii noștri care doresc să studieze, să călătorească sau să muncească în afară, să știe că nu sunt singuri și să știe dacă se vor afla în dificultate, cum și unde, pe cine pot să contacteze și în cel mai scurt timp să beneficieze de sprijin.